De voluntari s-au mobilizat să-l ajute pe Valentin, băiatul din Gorj, pentru care cărțile sunt cea mai mare avere. După ce povestea sa emoționantă a fost prezentată la Observator, mai mulți tineri au pus mână de la mână să-i dăruiască un telefon pentru ca băiatul să poată participa la cursurile online. Acum, tinerii vor să-i modernizeze căsuța în care locuiește cu tatăl său și cei doi frați mai mari. Digerat, scribulit, cavai de el, într-o văcăună suflată de vânturi în zilele de Visco și de Lapoviță. Pe Valentin, echipa Observator l-a găsit printre cărți. Numai puțin de 200 erau îngrămădite într-o bibliotecă improvizată. Într-o lume în care copiii se regăsesc în ecranele telefoanelor, el se regăsește între filele cărților și se pierde în poveștile parcă desprinse din realitate. Îmi place să citesc foarte mult, de multe ori, nu contează de câte ori, amintiri din copilărie. Deci n-ai citit o singură dată amintirile? Nu, am citit-o de, știu, chiar pe de rost. Aflu cuvinte noi, îmbogățesc vocabularul. Poți să țin o discuție, fără citit, n-aș ști nimic. Voluntarii s-au organizat pe internet și au sosit în curtea lui Valentin pregătiți să îi modernizeze căsuța, să îi cumpere o mobilă nouă și mai ales o bibliotecă, atât de mult visată de el. Cum v-ați mobilizat? Vă cunoșteați înainte? V-ați strâns pe Facebook? De unde atât de multă lume? Cu unii dintre ei ne cunoșteam, chiar suntem rude, dar cu ceilalți de pe Facebook au sărit în ajutor. Cum a reacționat Valentin când a auzit că o să-i modernizați căsuța? La început n-a crezut. Dar în schimb, când am văzut chiar într-adevăr fericirea pe chip. Îl cunoști pe Valentin? Ești din localitate? Da, îl cunosc de foarte mult timp, atât pe el cât și pe fratele lui mai mare, Gheorghiță. Am fost împreună la școală și sunt niște copii extraordinari. Așa, curtea lui Valentin s-a umplut de zeci de voluntari, iar gestul lor a fost apreciat de întreaga familie. A participat fiecare cum a putut, fiecare cum se vede, și bănește, și fizic. Valentin își aduce cu amar aminte de vremurile în care era nevoit să învețe la lumânare. Acum însă este bucuros că poate duce o viață normală. Făceai temele la lumânare? Da. Făceam pentru că nu aveam cum, doar nu făceam pe beznă. Nu vedeam. Uneori am făcut de nu înțelegeam tema dimineața și o refăceam. Lucrările au început în ziua în care tatăl lui Valentin a împlinit 51 de ani și a primit primul tort din viața sa din partea celor care au venit să-l ajute. Mulți ani trăiască, la mulți ani! E cel mai frumos tort pe care l-ați primit până acum? Da, până acum de 51 de ani este singurul. Voluntarii promit să-și ducă misiunea la capăt cât mai curând și să le ofere lui Valentin și fraților săi o casă adevărată.